Unitățile de învățământ din Comuna Roseți sunt pregătite pentru începutul noului an școlar. În localitate sunt înscriși aproximativ 800 de școlari și preșcolari. Primarul comunei Nicolae Râșnoveanu a făcut un tur al unităților școlare pentru a se asigura că totul este pregătit pentru reluarea cursurilor în condiții optime. Luni se deschide un nou an școlar, elevii se vor întoarce la cursuri. Unitățile de învățământ din Comuna Roseți sunt pregătite? Eu zic că sunt pregătite. Toată săptămâna asta am stat și săptămâna trecută, tot am trecut pe la ei, am căutat, am luat legătura. Știți foarte bine că a fost unitățile de învățământ, a fost obiectul unui program, unui proiect de investiții care s-a desfășurat pe perioada anului trecut și anul ăsta până acum. Sunt definitivate lucruri, le-am cerut constructorului să mai facă reparații, care mi s-au părut, sau câteva lucrări dintre astea așa de mici finisaje. Și mi s-a comunicat astăzi că s-au terminat. Eu o să urmăresc și în cursul zilei astăzi dacă se termină totul, în așa fel încât luni să avem totul perfect. Din punct de vedere al școlii, al administrării școlii, nu? Totul este rezolvat. Am discutat cu fostul director, am discutat și cu actuala directoră, actual director, și s-a rezolvat treburile din punctul lor de vedere. Avem dotare și cu lemne, avem tot ce ne trebuie. La ora actuală putem să spunem că într-adevăr se pot începe cursurile. Profit de ocazia asta, de fapt mâine o să fie deschiderea anului școlar, unde s-ar putea să fiu și eu, nu mâine, luni, s-ar putea să fiu chemat și eu. Și atunci ce am de spus cadrelor didactice și tuturor celor care desfășoară această activitate de învățământ trebuie să facă. Pentru că această generație care va face viitorul acestei localități, depinde viitorul acestei localități. Ce să vă spun? O să mergem, cred, împreună și o să vizitați și dumneavoastră să vedeți pe viu dacă corespund condițiile actuale procesului de învățământ. Eu cred că ne-am ridicat la nivelul unei școli din un cadrul Uniunii Europene. Așa cred eu. Câți copii aveți în Comuna Roseți? Aproape 800. 150 sunt preșcolari și restul sunt școlari. Cursurile se vor derula în toate cele trei corpuri de școală? În toate, nu trei, cinci corpuri de școală, dar e pe trei amplasamente. În centru, pe DN3B, avem trei corpuri de școală, A, B și C. Deci, școala C, eu vă spun corpul de școală C, are 160 de ani. Corpul D și E, tot la fel vreo 140 de ani, în care au învățat, eu cred, și bunicii noștri, parte din ei, au învățat în aceste corpuri de școală. Și au fost executate lucrări aici, lucrări nu numai de modernizare și reparații, dar au fost și lucrări de rezistență. De fapt, la toate școlile am făcut cumva lucrări de rezistență acolo unde proiectantul a prevăzut acest lucru. Lucrările sunt de bună calitate, sisteme de încălzire centrală. Eu zic că o să vedeți și o să spuneți că, într-adevăr, Rosețiu are ce-i trebuie la ora actuală privind această activitate de învățământ. Nu încerc decât profesorul să-și facă datoria și părinților să stea aproape de profesori încât această colaborare să ducă la un rezultat pe care eu mi-l doresc, privind condițiile în care vor învăța copiii noștri. Știu că, la un moment dat, vă gândeați la acordarea unei mese calde pe zi. Așa este. Și n-am uitat acest lucru. În condițiile în care vom realiza la școala, știți că nici la ora actuală nu s-au început lucrările privind sala de sport. Și sunt nevoi ca două spații, adică, de fapt, o fostă clasă unde învățau în jurul la 50 de copii sau 60 pe vremuri,
acea clasă acolo era o clasă mai mare unde se desfășurau orele de sport. Era foarte dificil atunci când doi profesori își desfășurau orele de sport în același moment. Vă dați seama cât de greu era. Dar acum am transformat, am făcut, o să vedeți dumneavoastră, un obiectiv cu două scopuri. Deocamdată aș dori să fac, să introduc acolo două săli de clasă, dar după ce se termină sala de sport. Și în felul ăsta aproape că am rezolvat problema învățământului după amiază. Atunci când acolo voi realiza acest lucru, adică de fapt servitul unei mese calde și aș dori să fac parte din cele 100 și ceva de localități, de școli, cu acest obiectiv, atunci o să vedem ce facem, pentru că cele două clase care își desfășoară acolo activitatea, trebuie să le găsim altă locație. Sau o singură clasă. O vedem. O să vedeți astăzi despre ce e vorba și ce am vrut să fac și ce s-a realizat. Adică a fost puțin și puțin mai mult, de fapt, și dorința noastră prinsă de către proiectant. Deci, asta e situația. La ora actuală am făcut ce trebuia să fac. O să vedeți dacă, într-adevăr, banii care i-am folosit pentru aceste cheltuieli, pentru aceste lucrări, a fost folosiți cum trebuie. Elevii au asigurat transportul până la unitățile din municipiul Călăraș, acolo unde fac naveta? Mulțumesc de întrebare. În față am două solicitări. Una în partea Consiliului Județean Călăraș, prin care solicit îmbunătățirea transportului în comun, la nivel de comuna Roseț, cu ocazia începerii noului an de școlar. Noi avem în jurul aproape 200 de elevi navetești. Trebuie să le creăm condițiile necesare. Iar pe distanța Roseț-Călăraș, întotdeauna, și înainte de Revoluție, era traseu special Roseț-Călăraș. O localitate mare cu 6.600 de locuitori, vă dați seama că într-adevăr se cere. Sunt foarte mulți. Deci la mine în comună nu există familie în care să nu fie cel puțin un salariat. Dar sunt peste 500 de salariați la nivel de comună care lucrează în Călăraș. Nu vorbesc de alții care lucrez către București, la Machita și în alte părți. Nu. Vorbesc numai de Călăraș. 400 și cu 200, aproape 600 de navetiști. În condițiile astea noi trebuie să creăm condiții bune pentru transportul acestor persoane. Și fără Consiliul Județean am înaintat o adresă prin care solicit traseu și licență de transport până la Roseț. Totodată solicit și operatorului de transport, îi solicit să-mi înainteze într-o altă adresă, să-mi înainteze programul pe care îl are organizat început cu data de luni, că până acum a fost copii în vacanță, mai înainte a fost pandemia, dar acum toate treburile decurg normal. Acum trebuie să revenim la programul pe care el a stabilit printr-o hotărâre de Consiliu Județean. E vorba de hotărârea numărul 64 din 14.05.2020, pe care domnul prefect a onomat cu grijă mare față de locuitorii acestei localități, a atacat-o. Cum face de obicei și e rău. Da. Deci așteptăm să vedem care e situația și eu sper să fie bine, că nu se poate altfel. La asemenea condiții pe care le-am creat copiilor în comuna Roseț, îmi permit să spun că am toată încrederea că și conducerea județului și toată lumea sunt aproape de ceea ce, de inițiativele pe care eu le-am luat. Odată cu începerea noului an școlar, se preconizează o creștere a numărului cazurilor de COVID. În unitățile de învățământ aveți dezinfectanți, aveți
măști. Ați reușit în localitate să angajați un al doilea medic? Știu că vă doreați acest lucru. Nu. Inclusiv ca medic de familie, și sunt în discuție cu domnul director Drăgan, și pe linia asta, astăzi am o discuție cu el pentru completarea și aducerea încă un medic de familie în Comuna Roseți. În felul ăsta vom avea doi medici, care a rămas, de fapt, la ora actuală lucrăm numai cu un medic privind sănătatea. E suficient pentru numărul de locuitori în Comuna Roseți, unde trebuia să fie 4 medici. Când privește cealaltă întrebare pe care mi-a spus-o cu privire la cadrul medical necesar în învățământ, la școală, nu avem acest lucru, dar să sperăm că vom rezolva problema asta. Totodată, nu numai pentru învățământ a solicitat cadrul medical, a solicitat și acel asistent comunitar, pentru că la ora actuală mai am încă 98 de cazuri de asistenți gradul 1, deci asistați gradul 1 și pentru care îmi este necesar un cadru medical la nivel de localitate. Am făcut nenumărate demersuri pe linia asta ca să pot ocupa acest post. Întotdeauna mi s-a spus că nu există bani pentru acest lucru. Așteptăm, poate se vor face niște modificări în bine. În încheiere, aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte. Știu că ați participat la acea întâlnire de prezentare a proiectului Anghel Salini. Ce ați discutat acolo? Aveți oportunități de dezvoltare a localității? Am participat. Nu știu ce să vă spun, dar se pare că n-am învățat absolut nimic în mulți ani de zile de democrație. Aproape că ne apropiem de aceeași perioadă pe care am parcurs-o ca societate comunistă. Eu ce pot să spun? Sunt foarte multe realizări prin acel PNDL pe care s-a promovat pe fosta guvernare. Un lucru excepțional de bun, cât ar vrea să blameze unul și altul, n-are cum. Situația nivelului de trai din localitățile rurale e cu totul alta și dumneavoastră o vedeți pe viu. Cât ar vrea unul și altul să spună nu, n-are ce să facă, pentru că s-au obținut atâtea rezultate cu acest program încât așteptam ca și de la actualul guvern să vină cu un program. Și mă aștept ca acest Anghel Salini să fie la fel, să fie promovat același program pe care l-au promovat cealaltă guvernare. Adică fără să țină cont de culoarea politică, și sunt sigur că așa va fi, pentru că interesele unor parlamentari din acest județ își doresc acest lucru. A ne învăța minte pe noi, cei care suntem de o altă coloratură decât cea a guvernului, că nu o să reușim nimic dacă n-am trecut în barca lor. Deci nu o să înțeleg niciodată această idee, pentru că guvernul ăsta, am mai spus-o și repet, nu este guvernul PNL. Nu e guvernul României, să fie clară, indiferent ce ați spune domnul președinte sau cineva. Nu! Haideți să facem ce trebuie. Că destul am înțeles că acum, pe tot așa, pe care politică, au fost schimbați niște directori de școală. Directorii ar trebui scoși de la cursuri. Nu directorii de școală să fie un bun, director de școală să fie un bun administrator. Asta îi cere, un bun gospodar. La nivelul localității s-a schimbat director? Sigur că da. De ce vorbesc? Acolo unde s-a împăcat primarul PSD, s-a împăcat foarte bine cu directorul, a căutat să-l schimbe.
De ce n-am să înțeleg niciodată? În învățământ, în sănătate, în justiție, în poliție, în armată. N-are ce căuta politicul acolo. Când o să înțelegem acest lucru? Aici este o clasă. Aici e altă clasă. Da. Grupul sanitar intră în rostul. Așa. Da. Condițiile foarte bune. Aici clasa de reviniță. Grupe de grădiniță aveți în toate școlile? Nu, în toate. Aici e grupul sanitar. Ăsta e cel mai vechi corp de școală. Are în jurul la 100 de lucrători. Aici nu s-a așezat, este corpul de informatică. Ești clasa de informatică. Aici nu s-a așezat de cele 1 și de cele 1. Centrul documentare informare. Și acum să mergem înainte să vedeți despre ce. Aici e o sală de clasă. Sanitar. Aici este așa zisa sala de clasă pe care vă povesteam eu și care va deveni sala de mese. De-aia am chestia dacă. Pasta ultra-antorn, tot în sala de clasă. Și pasta ultra-antorn într-o sală de clasă mai mică. Da, va fi sală de clasă. Eu i-am făcut și medicului spațiu aici. I-am făcut medicului spațiu aici. Poate fi. Iar în partea sălaltă este corul celălalt. Aici. Aici va fi sală de clasă. Sau dacă nu va fi laborator aici, pentru că acum ne tine, să vedem cum stăm cu sălările clasă. Pentru că am aici un spațiu pe care pot să-l folosesc ca depozit pentru substanțe de ce folosesc. Stați să păstrez tot ce a fost. Ima, în 20 de ani arată așa cum o vedeți. Da? Bună ziua! Bine ați venit la mine! Bine v-am găsit! Asta este un corp de școală prin programul FARE ridicat și l-am reabilitat din nou. Haideți să mergem la reabilitare. Da. Bună ziua! Deja nu ați reabilitat clasa. Da, vezi, mâine, pâine. Aici avem un proiect în derulare. Da, cea cu... Ai curcate cu... oameni și povești din depătoare. Da. La care vă invităm mâine. Vă rog să nu uitați. Am avut ședința și am desfăcut. Cu altă sală de clasă? La sală de clasă. Clasa întâi. Clasa de prima. Dacă au 5 din 9, 5 media, care aici este cabinetul domnului director, l-am văzut și pe dânsul pe aici, postul director, cu care am colaborat și am reușit.
să facem aceste lucrări. Pe partea asta e doamna secretar și aș vrea să ne rugăm să o vedeți. E o bandă extraordinară de radică. Nu este... Da. E extraordinară de radică, da. Aici este corpul de școală pe plus 1. Învățăm și de dimineață și după amiază. Să vedem câteva clase atât să vedem. Bună ziua! Bună ziua! Unul din cadrele didactice pe care eu, cel puțin caritatea mea de primar, o apreciez enorm de mult pentru ce face pentru copiii noștri, o doamnă învățătoare. Pregătit din ce vrea, nu? Da, sigur. O altă sală de clasă. Cu doamna învățătoare care îmi poartă și numele meu, da, ea este una din învățătoarele bune pe care preferatele noastre și care și-a adus contribuția pe generații foarte bune de elevi. Aici o altă clasă. Să rămâne și câteva găsiri. Da. Frumoasă. Doamna învățătoare. Așa arată o școală. Da. În urma unor investiții. Un efort extraordinar cu colectivul de școli și cu ce să zic, mare merite și apreciez în partea mea pentru fostul director. Sper să ne înțelegem și cu actuala conducere. Bine, în actuala conducere, în fosta conducere, făcea parte și doamna director adjunct. Doamna director actual. Da. Avem clasele aproape și întotdeauna de numărul maxim de elevi. Returnăm în fiecare an datorită acestei bune organizări aproape 3 miliarde de lei înapoi la Universitatea Statului. Banii alocați pentru învățământ la nivel de Comuna Roseți sunt într-adevăr suficienți. Ar putea fi peste tot suficienți în condițiile în care fiecare ne-a dat silința să organizăm cum trebuie clasele cu numărul de elevi necesar. Știu că unele localități nu se poate, că nu au nici cu ce forma o clasă de a întâia, dar asta e situația, dar trebuie într-adevăr să ne organizăm cum trebuie. Aici, cel puțin, cheltuielile materiale pot fi acoperite cu banii pe care mi-a dat prin buget, sunt toți alocați către școală, dacă mai vor fi nevoie și în cursul anului și vedem că nu mai avem resursele necesare de la buget, nevoie să mai alocăm și noi de la prin rectificare de la bugetul nostru al localității. Bineînțeles că fiecare an au deja alocat o sumă din partea noastră. În funcție de banii pe care îi primim de la bugetul centralizat, resursele financiare, mai acordăm și dânșilor tot ce este necesar, tot la fel în raport cu cum am primit nivelul bugetului, știți? Da. Biblioteca aveți? Da, sigur că da. Da. Este centrul de documentare, informare pe care îl avem. La... Da, acolo. Da, foarte bine. Așa trebuie să apară. Nu vă rog bine, doamne, dar îmi spune că fără una e multă bugetul, doamne. La ora 9. Clasa 4C.
dotare. Asta e, nu pot să-mi iau. Deci ați văzut și două clase de grădiniță cum arată. Care și-a pus aportul la realizarea astfel de, un astfel de confort pentru copiii dumnealor. Urez profesorului să fie cel puțin la înălțimea a toate condițiile astea care le-am pus, pe care le au la ora actuală, și tuturor multă sănătate.